Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom citi 7 reguli de aur în timpul sarcinii. Preocupați-vă și de aspectul spiritual al acestei perioade, nu doar de cele materiale. Primiți acest dar minunat al vieții cu bucurie și recunoștință, astfel copilul se va simți iubit și primit, iar acest start în viață îi va favoriza stabilitatea emoțională. Căutați pacea și împăcarea cu Dumnezeu și cu ceilalți. Spovediți-vă cât mai des și dacă aveți dezlegare, împărtășiți-vă. Dacă nu aveți ca soț binecuvântarea lui Dumnezeu prin taina cununiei, limpeziți acest aspect din viața voastră. Înmulțiți rugăciunea și preocuparea pentru creșterea spirituală. Prin acestea veți reuși mai ușor să evitați relațiile intime care transmit pruncului o predispoziție spre poftele trupești. Încercați să stabiliți în familie o atmosferă de pace, în ciuda tuturor problemelor zilnice. Nu puneți la suflet posibilele tensiuni sau necazuri ale vieții. Copilul este cel mai important în această perioadă, iar starea din timpul sarcinii pune o aprentă puternică pe sufletul, dar și pe trupul pruncului încă nenăscut. Cereți sfatul duhovnicului ori de câte ori aveți vreo nelămurire. Încercați să trăiți conștient prezența permanentă a lui Dumnezeu. Acestea au fost 7 reguli de aur din timpul sarcinii. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!